mai place. Eu sunt iar pe drum. Am decis de data asta să merg un pic mai departe. Am ajuns tot în oraș care se numește Hull. Hull. Iar de acolo spre alt oraș. Da, e un fel de mini turneu, ca să spun așa. Am avut ceva probleme acum la plecare. Nu m-am uitat bine pe bilet, pentru că am cumpărat biletul online, așa că am ajuns târziu, am pierdut trenul, trebuie să cumpăr alt bilet. Și asta e, frate, asta e. Am dat în plus 25 de lire. Da, s-a ajuns în hal, am luat cazarea acolo. Problema e că nu am luat și document cu mine, pașaport, boletin, nimic. Am doar cardul de bancă și telefonul, care am o poză, am o fotografie a pașaportului. Sper să meargă. Dar asta e. Mergem mai departe. Sunt un pic cam supărat. Sunt un pic cam supărat pentru că, în primul rând, am pierdut trenul. Al doilea rând, aici trebuie să... În orașul ăsta, între Leicester și Hull, trebuie să aștept încă o oră și ceva. După care iau trenul de aici, ajung într-o localitate, de acolo trebuie să iau trenul spre Hull. E un amestec de chestii. Am plecat cu stângul, asta e. Am decis să mănânc un sandwich cu pește. Mi-am luat o cafeluță. Că trebuie să mănânc ceva. Dar nu mă enervez mai tare. Da, colac peste pupăză astăzi cu problemele astea care am avut de dimineață. E că astăzi e grevă, deci serviciu CFR de aici, din Anglia, e în grevă. Cum ați auzit, mai acum câteva zile sau chiar acum 4-5 zile a fost chiar grevă în aeroport, în Londra. Multe zboruri dinspre Europa de Est, chiar și România, le-au anulat complet. Le-au anulat zborurile, iar oamenii care trebuia să vină înapoi la muncă au intrat în disperare, pur și simplu. Am un prieten care l-am sunat și am zis, bă, dar ce se întâmplă? Vezi că e grevă. Cum grevă, că nu știu ce, ia să văd. S-a uitat și a zis, da, într-adevăr, a anulat zborul. A trebuit să plătească 300 de lire în plus pe un bilet după o săptămână jumate, că abia a găsit, la autocar. Am cercetat un pic, am căutat pe internet și am găsit că au avut o defecțiune tehnică. Iar săracii oameni trebuie să scoată din buzunar o mulțime de bani ca să vină înapoi la muncă în Anglia. Deci, care au contracte astea? Cum faci, tată? Sper să ajung cu bine în hol, pe la 2, cam așa, 2 și ceva, la 2 jumate, să instalez scena, marionetele și să încep treaba. Cam târziu, dar e sâmbătă. Nu pot să mă supăr că e tare. E sâmbătă și... Slavă Domnului, e lumină, e soare, e cald, e frumos, lumea o să fie lume. Da, prevăd asta, că o să fie lume și o să fie bine. Da? Bine. Hai că ne vedem. Ceva în valiză, nu știu, bolovan, ceva, nu știu ce. Mare, e grea, frate. E grea rău.
centru, am ajuns în punctul în care pot sta cu marionetele, cu spectacolul, dar văd că în partea aia e multă lume. E un pic mai la deal. Sper să nu fie nimeni acolo și pot pune marionetele acolo. E cam târziu, dar ce aici, în locul ăsta, pot pune scena, pentru că vreau să stau în soare, chiar dacă e cald. Dar, da, vreau să ajung în partea aia, să vedem despre ce este vorba. Haideți! Da, am ajuns și în punctul care vreau să stau. Nu se poate sta aici, pentru că, după cum vedeți, e o scenă cu microfon, cu foarte multă lume, așteaptă, boxe mari, ceea ce pe mine nu mă încălzește prea mult, nu mă avantajează, pentru că dacă dă drumul la boxele alea, după cum le văd eu, așa mari, nu cred că o să fac față. Apoi mă enervez și nu fac niciun bani. Așa că mă duc în locul ăla, e un pic mai liniștit, dar lumea o să se adune. Soare mult, mai mult de 20 de grade. Eu sunt îmbrăcat cam gros, o să-mi dau jos bluza de training și apoi mă întorc înapoi în locul ăla. E cam târziu, dar asta e. Asta e viața de artist. Hai înapoi. Aici am ajuns. Hai să desfacem tot, să punem scena și showtime! Am instalat tot și să începem spectacolul, sau cum spun eu, să facem lumea să zâmbească. Showtime! A little bit late, ladies and gentlemen, it's showtime travel in the town. Let's have a great afternoon today with showtime travel. One man show, puppet show, marionette. Showtime in a minute. Ladies and gentlemen, it's showtime! Yes, that's right. Am terminat spectacolul, gata cu spectacolul. În hall. A fost o zi excelentă, a fost soare, n-a fost vânt, n-a plouat, asta a fost bine. Doar că am întârziat. Dar a fost lume, a fost copii, a fost bănuți, a fost de toate. Am cam obosit. Am avut apa, a avut un gust nasol. Un gust cam rău, dar... You alright, man? How are you? Very good. You live? I'm not live, I'm just recording. Yeah. You're a vlogger, yeah? Yeah. You can subscribe there.
shows on travel. I'm good in camera. I'm doing social media as well. Really? Yeah, bro. Așa că am terminat. Am pachetez tot și bună dimineața din gara, din Hurtă. Tocmai ce am ieșit de la B&B. În 10 minute mă urc în tren spre Leeds. Hai să nu mai vorbim mult, să mai zămovim. Mă duc să iau un sandwich ceva, pentru că nu mai e timp. Un bidon de apă și în Leeds. Ne vedem acolo. Cam o oră din hal până în Leeds. Acum ce trebuie să fac e să mă duc să cumpăr apă, că nu mi-am cumpărat apă. Am avut ceai și a fost destul pentru o oră, așa că trebuie să mă duc să fac provizii de apă. Cred că o să mai cumpăr niște fructe și apoi spre centru. Pentru că astăzi până la ora 4 pot sta în centru, pentru că am tren spre Manchester. Da, călătorul stă bine cu drumul. Diesel de la trenul care am venit cu el din Hall, cred că pleacă înapoi sau ceva de genul. Dar noi avem treabă, adică eu și cu echipa care e acolo. Hai să facem lumea să săbească și aici în Leeds, da? Ne vedem în oraș! Ne vedem în oraș! Ne-am ajuns în centrul orașului, Leeds. Să vedem despre ce este vorba astăzi, cum reacționează oamenii. Am și nu prea bune amintiri cu Leeds în cursul săptămânii, dar în weekend lumea chiar începe să circule prin oraș, să plimbe mai liniștit. Așa că am toate expectativele că o să fie o zi excelentă. Încet, am timp, deocamdată e 10 ceasul dimineață, am timp o grămadă. Și apoi să vedem cum decurg ce situație. Alright, Leeds, let's have a beautiful afternoon today with Showtime Travel one-man show. Let's have a great
great after today with Showtime Travel. Right here, right now, it's Showtime. Ladies and gentlemen, just stop for a minute. Stop for a minute and smile with Showtime. Showtime Travel. Hei, gata cu spectacolul în Leeds. Am terminat și astăzi. A fost o zi excelentă. La început a fost un pic cam plictisitoare pentru că nu era oameni pe stradă, nu erau copii. Dar într-un final, la vreo oră și ceva, a început oamenii să vină. Am avut noroc de vreme. Un pic a bătut vântul un picuț, dar m-am descurcat. A fost bine. Am obosit deja, scuze asta. Dar e o oboseală din aia plăcută. M-am distrat, pur și simplu. Da, oamenii au participat, au donat. A fost chiar bine. Tot ce rămâne e să strâng și să mă pregătesc spre gară. Haideți, mergeți cu mine? Haideți!